Și ia zi, Ionuț, cum a fost cu ursul atunci când a... Da, chiar eram eu aceea cu Ionuț, am plecat în satul eu cu niște urdi de la băieți pe aici care mi-a de dat. Și între timp, băiatul ce l-am făcut culiță la monastir, pe s-a dus aici pe pui. Am un pui, e un pod mare aici, plin de, e cu stejar, așa, e o întindere, e chiar frumos, ca peisaj așa. Și cam l-am sărat în partea asta duce, că el să-l l-am sărat, că din ce cauze eu sara sterpile, le aduc și ele la patru, că n-aveam om să nu mai plătesc un om la mulți, să-mi dea la ușă. Și da. Săracul s-a dus încolo, a avut un cățel de întors cu el, al lui, și cățele două. Bani, cățele lucrurile le laud, sunt foarte mulțumit de el. Am care mai că și ele sunt, nu sunt mari, sunt gândă mijlocul, dar foarte bun. Și ursul care și a ieșit chiar de marginea pădurii și mi-a prins o oaie. Și s-a cu el, a sunat în timpul ăla, m-a sunat pe mine, eu n-am auzit că eram pe TV-ul. Și după l-a sunat pe Ionuț. Ionuț imediat a luat câinii lui de aici, are câinii foarte bun băiatul, ce să vorbesc, ăsta e adevărul. Și între timp el m-a sunat și pe mine. Și am fugit și eu repede în sat, până am venit eu săracul, el cu câinii mi-a scos. Un pic a rupt-o, dar cu ajutorul la câini, că dacă nu. În imaginele alea o să se vadă cum da. Scoate da. Oaia și ursul până la urmă fuge. Da. A scos-o, dar și cum a scos-o, când a ajuns el și cățele, oricum o scotea singur, el a dat să o scoată, dar lui săracul luculiții a fost frică să o așa aproape de... Că la câine, când ești tot aproape, dai curaj altă treabă, dacă ești. Și la un om, când ești mai mult, ești, dacă te îndemn la o bătaie, mă refer, așa și când. Da, da. Și ce am avut-o prima, care am avut-o ursecat. A fost chiar până 15 mai, ea la treaba asta. Și am mai avut un berbec în primăvară până s-a adunat oile de-al meu. Ursecat de lup, tot așa, datorită la cățelea ce a fost la sterpe. La mânzări n-am avut probleme cu nimic, la majoritatea eu am fost la mânzări. Și tot așa, tot cățele. I-a făcut minciună, a fost doi, nu știu sigur, a fost doi. El așa a zis că, cred că a fost doi. I-a făcut minciună că cățele s-a întors după urmă, i-a luat-o înapoi, el a venit pe la spate și i-a prins berbecul. Am avut un berbec chiar țapă și n-a pus să-l ducă, de la de Ildo Franț. Aha, Ildo Franț. I-a făcut antibiotic, câteva zile l-a prins chiar de pulpă. Și și-a revenit berbecul și acum la mârlește. Dar v-am zis, aici e mama lor. Nu mă așteptam ca niciodată să fie așa. Când am venit aici și am pus în aici toți, zicea că ești un nebun că ai pus în aici, că ai pus chiar în gura ursului. Dar uite, n-am avut. Aia ce am avut de cazul cu vaca, că dacă era câini a fost la oi, a fost împărțit la oi, vacile mai mult singure a fost cam tot timpul, o perioadă cât a fost mâncare. Și după aia le-am păzit că am prins frica. Și la întârlă să-mi fie noaptea, n-am avut, să-mi sară lup sau urs în strungă, n-am avut, doar am dormit ca acasă, cum vine vorba. Da, da. Dar odată ce ursul ia frica la câini, da, nu mai, se zice că nu mai vine acolo. El are, într-adevăr, are treacăt. Înainte avea, cred că treacă și pe aici până să vină. El avea treacă mai pentru cel puțin acum, cât a fost mere și pere pe zona asta aici, că sunt mere și pere aici, ferească Dumnezeu pădurețe. El tot are hățașul pe din jos. L-am alergat că eu nu știu de câte ori cu câini, dar fuge, a prins și frică de câini. Dacă are unul negru, unul mare care e și mai unul roșu, oia care sunt și cioitari, care știm noi aici. Și mai ursoi cu doi pui, mai sunt unii mărunți de câte 100 și ceva de chile. Dar ăia a fost și mai cioitari, așa, care e intenția să-ți vie noi. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, noi putem să zicem că a zis unui face, nu știu când ai rezistat până acum, dar n-am avut probleme, v-am zis, noaptea a fost cel mai important, să dormi și tu liniștit după ce ai toată ziua obosit. Într-adevăr, când e latră, că dai, când e noaptea mai simte, mai... Dar n-am avut treabă. Da, mi-a plăcut imaginile pe care mi le-ai arătat tu cu câinii când au scos oaia de la ursul ăla. Da, da. Și o să vizionați și voi care vă uitați la noi acum un crâmpei, câteva secunde acolo din acele imagini, să vedeți cum ce acțiune pe ce câinii hotărâți, cum au pus pe fugă ursul. Nu, i-am toți care pune gura, într-adevăr, că nici... Am cățele care le-am trei, mai am unul sărac, l-a bușit ursul de vădor, nu se mai bagă, l-am pe la bătrân. Și mare nu ți-ar vă câțiva iară buni, că n-ai cum să iei toți, când iau pe câte unii, că i-am propune. Dar dacă apucă tot și l-a prins la gol, el, dacă s-a băgat la pădure, greu mai îl scos din tufe. Dar așa la gol, dacă l-ai prins, trebuie să boncâne ca un taur de la când... Din păcate a rămas cam singura metodă să te aperi, să nu-ți mănânce atâta. Oile. Câinii sunt singura metodă. Cel puțin atunci când mi-a luat ursul vaca, am sunat la 1-2, am anunțat. După aia m-a anunțat jandarmeria de aici să vie, era seara pe la 6. Nu i-a interesat că e vine dimineață, el nu poate să vie acum, că nu e nimeni în post. M-am dus a doua zi, m-am informat să se iau procedura să mă duc la primărie, că la primărie trebuie să mă duc. La primărie iară trebuie să sun la 1-2, am vint, până a vint aici să vadă la fața locului. Ce s-a întâmplat?
Da, conform procedurii trebuie să-ți dea vreo despăgubire pe animal, nu? Da, într-adevăr, și sperăm că am făcut toate actele și sperăm că mi-e despăgubești. Da, vaca într-adevăr nu era a mea, era trecută pe maică-sa lui Ionuț. Și vaca m-a fost trecută pe brana, a fost un pic de umblat, că dacă era vaca de aici era cu totul altceva. Și de la doctor a trebuit să mă trimită mai departe aici, la primărie și... Dar ca fapt divers, așa, pentru o vacă, cam ce despăgubiri să dau? Depinde, acum nu știu ce să zic. Și că cam 75% te despăgubește. Totuși, noi suntem mulțumiți și de aia dacă le dă, că numai da. Cât te chinui. Da, cam care e valoarea unei vaci, în general, dacă vrei să o vinzi? Hai să vă spun sincer, vacă, depinde de vacă. Dacă e vacă, da, asta, uite, de aici, cum sunt pe zona asta, pe aici, sunt vaci mari, într-adevăr. La noi cam sunt vaci de munte. Vaci de munte, vaci de mijloc, cum le avem în general, ați văzut toate. Da, da. O vacă cam, la noi cum sunt, da, 40, 45, 50, depinde și cum e acum, cât e aia de bună de lapte și de tânără, mă refer. În jur de 45, 50 de milioane. La noi nu rezistă vaci. Vaci mari, vaci cum sunt aici, în jos, pe partea asta. Asta e zonă de munte, astea sunt cele mai bune. Și se menține și la frig. Eu cel puțin le-am ținut afară până de dea zăpada. Cam așa, 40, 45, depinde și cum te înțelegi cu omul, că toate sunt scumpe și te uiți să cer preț, da? Mi-a arătat Ionuț, oameni buni, imaginile cu vaca aia măcelărită de urs. Nu pot să pun așa ceva pe YouTube, îmi pare eu, dar nu se pot pune imaginile. Niște imagini urâte tare, grotești. Și care o crotește, majoritatea o crotește și asta e legea, că mai bine moare omul decât să omoare, să-mi puști un urs. Da? Da, așa când, în România. Când am, da, da, corect. Când am văzut vaca aia despicată, cum mi-a arătat-o, ursul 100% trebuia să fie, dar v-a spus, nici, peste 300 de kg, cred. Nici în cap nu mi-a trecut să fie mâncată chiar în gol, ziua la prânz, ziua la 12, că cum e cald, era timpul frumos, că acum a fost secetă prea, timpul urât a fost aici. Și săraca vacă s-a dus să bea, să bea apă de la uluc, chiar după lucul de apă, acolo a mort. Ea săraca a rămas mai pe urmă, dar ea săraca era tot timpul, ea se trăgea în urmă la vaci, era tot timpul ea. Și ea, cred că în lantă sau și-a băut apă, ea a rămas ultima. Ursul a vin pe părâu, într-adevăr, că un vecin de aici, unul, îi zic eu nucă, care e la un boțoman, e cioban aici vecin cu mine, el mi-a zis că am împins un urs cu câinii la mal de acolo și chiar pe părâul ăla, el a ieșit chiar în gol după aia, chiar la ulcul de apă dat. Vacile mele s-au auzit, după aia s-a mutat pe partea alantă de părâu, i-a rămas acolo singură. Și acolo a prins-o și acolo a omorât-o. Și eu am căutat o zi întreagă și cu ATV-ul, nici o urmă, nici nimic. Nu luasem adio de la fel că ai furată cu mână de om, chiar așa am zis. Și dintre care a doua seară m-am dus cu el la însărat, v-am zis și mai înainte. Eu am văzut că câinii a plecat toți acolo, dar fie atent în fază, vă spui că aia, uite, nu v-am spus. Că poate mai mi-am dorit la noi așa. Aveam cățele acolo sus pe muche și le-am văzut toată că fuge. Eu pun iarbă, era iarbă pe aici mai mare așa. Da. Eu fac eu ori, un iepure, o radă, o urmă, ceva, ele glunț. Un lup se ducea cu el a dat de miros. El se ducea la parcă culvă, dar era distanță, cum să spun eu asta, chiar cum ar fi pe muche la întâi, cum se vede la strung. Și când îl văd, el, dar numai așa mergea. El cățele l-a simțit după partea elantă. L-a luat cățele, l-a dus, două cățele la tinere. Ailanta bătrână a fugit că n-a mai vrut să fugă cu fugele, că n-a, sunt tinere. Și e chiar un cot așa. Eu am văzut că s-a băgat după cot cățeaua și nu a tot văd că bate pe loc acolo. Deci nu e în regulă acolo. Cățele, după ce s-a întors pe urma de la lup, el s-a întors direct acolo. El acolo grămadă toate acolo, pe la urs, s-a dat la urs acolo. Mie mi-era frică să-l lași ele singure, că fugea la mere, că mere aici jale și de pere și de... Între timp l-am sunat pe Ionuț, a venit Ionuț. Săracul s-a lăsat și cașa aici și urde și tot, i-a zbăiat și cânitei și vin la mare, că fac eu acolo, sigur, acolo nu e ceva în regulă. Când a venit și Ionuț, când mi-a duce mursul pe vacă acolo, el o astupase, făcuse o grămadă, toate mușuroaiele alea ce erau mari, le-a luat și astupase, să nu-i se păie muschi, cum zice unii, că ursul e curat. Deci și-a astupat ursul, da, cadavrul? Da, așteptam, da, era astupat, dar el scosese iară să nu ceară din ea. Și... Ce mi-a plăcut așa, și nu în privința și de nu că-i laud, că fiecare cioră își laudă pui. Eu am fost, mi-a plăcut de ei acolo grămadă pe vacă, că dacă era un alt dracu, când l-a luat câinii, dar și fricos ca el la mărimea lui, fricos de câini era. L-a luat când l-a băgat, când vedem vacă. Da, vă dați seama că bine nu mi-a picat așa, că fac eu, bă, vacă e mai de valoare față de oaie. Da. Și m-am gândit atunci, bă, fac eu, bă, asta e, eu plătesc la băiat că săracul, ce, asta e procedura. Și după aia s-a sunat la 1-2, am făcut sesizare și tu mai am una până a doua dimineață. Da. Asta așa ceva nu se poate. Păi moare omul și ai că viu dimineață cu salvare. Dau un exemplu, cam așa ceva. Da. Și
După aia mi-a informat doctorul comand aici, foarte mulțumit, un doctor foarte de omenie, care m-a ajutat și mi-a explicat toată procedura ce să fac și mi-a dus la primărie și mi-a făcut dosarul. A fost un pic de umblat. Da. Spune că mi-a dat spăgubă și ce bune să zice. Da. Udăm înainte. Ce să facem? Mergem înainte. Peste tot. Urși, urși, urși. La munte, peste tot e cu urși. Uite, mă fi sincer, la zona de, și la noi acolo. Era și pe la Predeal, pe acolo. Durmea vacile noaptea, le lăsam pe toată puiana, n-avem treabă cu el. Aici să le lași, n-ai nicio șansă. Dacă le lași, nu. Nu mai, nicio șansă nu mai aveam de ele. Dar uite, n-am văzut. Și am mai încercat într-o zi să intre vaci. Am mai încercat? A fost la vaci, l-am o fază. Și a fost vacile toate grămadă și am un taur. Și băia s-a speriat un pic atunci. Și după aia tot timpul i-a zis, orice sună, mă, că vin cu atelier, eu iau câinii ce am legați aceia, că, da, v-am zis că țin mai carimețul legați, că din cauza să nu se mai muște cu câinii la vecin pe aici. Și mai că vin cu ei, da? Tot cu grijă, când îl văd că mă sună, parcă deja mă ia câte un fior, așa. Și taurul se da, bagă? Da, taurul, da, s-a apere turnă. Bun, când, da, voșit, s-a adunat toate grămadă. Mhm. Da. Și ziua, acum, se la gol, nu în pădure să le prindă sau ceva. Da, interesant, interesante pățaniile astea, dar uite că sunt interesante, dar pe pagubă. Da, da, da. Pe da. Pagubă. Am zis, uite, chiar mi-a plecat, că mi-a plecat culița acasă. Băiatul, bă, mi-era așa tot teamă. I-a numărat toile, n-am cuvinte de spus. Și el a fost ca cioban care a avut responsabilitate și și-a văzut de treaba lui, nu. Și-a avut grija lor în primul rând. N-a avut, n-are o elipsă până în prezent. Nici da, nu am da. Nici atât dacă am fost eu. Chiar eu pe partea cum e acolo, că acum nu prea... Da, ce să facem? Mergem mai departe. Da, da. Mai e? A dat în clocot? Da, da. Mai e bun să face, nu? Nu, e gata. E gata? Da, nu, un pic mai lasă să... Un pic mai lasă să răscoacă și gata. Da, 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 da. Ce mănâncă ești? Am probleme cu el, seara mi s-a strâmbat picioarele. Ce mai întâmplă? Dar cangalița aia cât are? Câte luni are? 6 luni. Vă salut, vă salut. Gata că vă dau la tot sou, că e jale, aici avem și grădiniță și... Ia să-i scot afară, e jale, mă găști. Mursecat, dar... V-a mursecat ursul, nu? Da, și... Din coșoc, nu? A, sunt coșoc și la uei. Și cum ați scăpat? Asta e întrebarea. Tot câinii, nu? Tot câinii. Altceva? A strigat după ei? Și au venit? Nu. Cum? Simt, somn am strigat. Păi și cum a fost întâmplarea? Cum a venit direct pe dumneavoastră ursul? Nu, a doua zi. A doua zi a fost treaba. Păi... Și cum s-a întâmplat? V-a văzut ursul și direct... Nu, mi-a luat o oaie. Așa. Și după aia am realizat că ea nu a mâncat-o, să zic, să... Ea a umblat de-aia. Păi... Asta e. Am înțeles. Bine că a scăpat. E să vorbim chestia ta, dar să vorbești și mai rău. Da? Da. Ați rămas așa cu o frică de atunci, a? Nu, băi, că... Asta e. Bine că ați scăpat și întreg, nu va. E bine. L-a luat spitalul pe aia. Oh, păi... A trăs mult, sărac. Am stat... Foarte mult atunci, ai luat...
Eu am băgat și 18 ani de bărăgan, vă dați seama, frigul, gelul. N-a fost ușor pentru el. Da. Ce să facem, asta e.